Dumitrescu, bun găsit. Cum e acum? 5 din 6, 5 victorii. Dacă punem și asta din Cupa României, victoria de seară, cum e acum? E bine, na. 5 din 6 sunt cu Cuba, cred, dar e bine, nu putem să fim nemulțumiți. Am făcut un număr de puncte bun, păcat că am început campionatul un pic mai nesigur, dar cred că ne-am revenit și normal că acum suntem fericiți. Ce a schimbat? Dacă a schimbat ceva domnul Bergodi după începutul ăla, să zicem, un start fals, cum să numim, în cele prime etape. Cred că, repet, am mai spus atunci când aveam problemele. Cumva ne așteptam să nu fie startul perfect sau dacă ar fi fost, normal că ne-am fi dorit, dar era greu pentru că a venit cu 4 zile înainte de începerea sezonului și cred eu că a fost o perioadă de acomodare, de schimbare de sistem. Noi am antrenat altceva în perioada de pregătire, el a trecut la sistemul pe care îl juca înainte. Deci să zicem că ne așteptam, normal că ne-ar fi plăcut să pierdem cât mai puține puncte și din păcate să zicem că am pierdut după mine așa cu vreo 2-3 puncte mai mult decât ne-am fi estimat. Dar nu cred că a fost, adică nu cred că s-a schimbat ceva. El antrenează la fel, cred că acum e clar că are un, nu știu, a avut un timp mult mai mare cu jucătorii și jucătorii au înțeles mult mai bine ce își dorește de la el, de la ei pe ăla. Joacă rapid în momentul ăsta fotbalul pe care vi-l doriți, pe care și-l doresc toți rapidiștii? Da, eu ce pentru mine pot să vorbesc. Da, eu chiar eu cred că joacă fotbalul pe care mi-l doresc, pentru că în primul rând joacă foarte ofensiv și la Rapid se dorește un fotbal ofensiv cu multe goluri. Am dat multe goluri în ultimul timp, ceea ce îmi place. Cred că pentru asta vin oamenii la stadion, pentru asta se uită oamenii la televizor și da, cred că jucăm așa cum ar trebui să jucăm. Multe goluri dă și Rahmani, evident că toată lumea vorbește despre el și pe bună dreptate până la urmă. Și aici ar fi mai multe întrebări. În primul rând, v-aș întreba cât l-ați urmărit, pentru că s-a discutat despre lucrul ăsta. Înțeleg că ar fi vorba de mai multe luni în care l-ați tot Am urmărit urmărit de și... la meciul cu CFR Cluj, de la returul cu CFR Cluj, deci când a Aproape un jucat an. cu... Da. Și după acele meciuri le-am urmărit unde aproape, avem și echipa de scouting care s-a uitat, ne-am uitat toată conducerea și am început în momentul în care am decis că trebuie să transferăm un atacant, am început negocierile și cu Rahmani. Bun, și după evoluțiile astea se pune întrebarea cât mai reușiți să-l țineți. Că a spus și el până la urmă, după meciul cu CFR, că își dorește să ajungă în De cine nu-și dorește, să campionatele mari. cine nu-și dorește, nu. Nu se pune problema să plece, că nici, despre, na, a jucat 4-5 meciuri la noi, deci nu putem să punem această problemă, nu. Noi vrem să-l ținem cât mai mult, asta e clar. Minimul lui va fi până la finalul sezonului, deci nu ne punem în gând minim până la finalul sezonului, repet, sper să câștigăm o cupă, un titlu sau să ajungem în cupele europene și de ce nu să-l ținem și după aia. Ceea ce este foarte clar este că nu o să-i dăm drumul pe o sumă decât cum credem noi că merită, pe o sumă foarte mare de bani și Cât credeți că merită? nu pot să spun pentru că a jucat, nu-mi place să fac asemenea afirmații. A început foarte bine, dar cred că la un fotbalist foarte important este să nu să aibă 4 meciuri bune este să aibă un sezon bun și eu mă rog la Dumnezeu să țină, să nu se accidenteze în primul rând. Asta e foarte important. Și doi, să ne ajute, cred că dacă își va face treaba și ne va ajuta pe noi să ne îndeplinim obiectivul și joacă bine, clar că orice jucător vrea să ajungă la un club mare. Dar, repet, va pleca în niciun caz foarte devreme și dacă va pleca, va pleca pe o sumă foarte consistentă de bani, dar n-are rost să vorbim, repet, pentru că e ceva în viitor îndepărtat. E un fotbalist peste nivelul campionatului. Au fost și voci care au spus lucrul ăsta că pare peste ceea ce vedem de regulă. Eu cred că e clar peste nivelul campionatului, nu știu, repet, din prima impresie, din primele meciuri, are, da, nu știu, 6 goluri în 4 meciuri Da. În campionat. Deci, nu știu câți jucători, orice fel de jucători, la debut sau străini, au dat asemenea atât de multe goluri. Dar el trebuie să demonstreze constant acest lucru. E clar că e peste nivelul campionatului. E un transfer bun, un transfer reușit. Cum arată acum lupta la titlu? FCSB continuă seria asta a victorilor și rapid la fel, mai e și CFR acolo în luptă. Dumneavoastră, cum vedeți, cu cine vă luptați acolo sus? Ai spus tu de FCSB și CFR și după mine e clar mai e și Craiova. Suntem la egalitate de puncte cu Craiova. Acum, chiar dacă avem tendința când o echipă e într-o pasă mai proastă să nu mai includem, cum s-a întâmplat și cu Rapidul după primele Da. 5 etape. Nu, clar FCSB are cele mai multe puncte, deci cel mai bun început de campionat între toate echipele. CFR e acolo sus și are un început bun. Suntem noi și Craiova, în momentul de față, cred că astea sunt echipele care zic eu că
se vor bate la primele trei locuri, dar tot timpul pot exista surprize și Sepsi a început foarte bine, chiar dacă acum, știu eu, poate are câteva sincope, dar a început foarte bine și o să fie sus și se poate bate și ea. Și mai sunt Faruș, poate reveni, Petrolul, Hermannstadt a început foarte bine, cred că sunt la 4 puncte în spatele nostru. Deci, da. Dar mai degrabă e o luptă în 4, ați spune totuși în momentul ăsta. Acum văd jocul echipelor, adică eu nu știu, din ce văd că joacă fiecare echipă, ce fotbal propune, eu cred că pentru, nu știu, podium, aceste 4 echipe au arătat cel mai bine în aceste 10 etape, dar mai sunt destule etape de jucat. Vă motivează sau vă deranjează declarațiile care vin dinspre FCSB? Aici îl citesc pe Gigi Becali, care a spus că ce să facă Rapidul, nu ne batem cu Rapidul la titlu. Adică v-a scos din calcule așa, dintr-o dată, a spus că doar cu CFR se luptă. Sincer, eu îmi dau seama că nu sunt reale. Adică asta este o strategie. Ați văzut declarația pe care a făcut și domnul Șucu. Nu există. De când am revenit, deși eram noi promovați, noi am bătut de mai multe ori de când ne-au bătut ei. Da? Cred că i-am bătut ultima oară 5-1 acasă la ei. Da? Și sezonul trecut din 4 i-am bătut de 3 ori. Sunt convins că Gigi Becali nu gândește așa. E o declarație dată mai mult tocmai ca să agite spiritele. Nu. Eu fac să fie o echipă foarte bună. În momentul de față este, prin prisma lotului și a punctelor pe care a făcut, este poate principala favorită la titlu. Să nu se bată cu noi, dacă nu se bate nici cu noi și se bate doar cu CFR, mi-e greu să cred. Eu cred că și Craiova, repet, este o echipă care se va bate acolo sus. Cine e mai bun să câștige? Dar nu pot să zic nici că cum se iau declarațiile. Sunt declarații specifice Gigi Becali. Bun, și au fost declarații și din partea domnului Șucu, în ceea ce privește presiunea pe care o ar pune FCSB pe arbitri. În sensul ăsta și domnul Stoica, Mihai Stoica, a avut ieri la emisiune niște declarații, spunea că, și citez aici, cum cu asemenea arbitraje nici eu n-aș discuta despre arbitri referindu-se la Rapid, și a dat câteva exemple, meciul Rapidului cu CFR din sezonul trecut, acel 2-1, apoi Rapid FCSB în play-off cu faza aceea cu Onea și Coman și Ucluj Rapid, câteva exemple a dat, și spunea că nu ar trebui ca Rapidul să se plângă și normal că nu se plânge când are astfel de arbitraje. Adică arbitraje... Domnul Stoica a uitat să menționeze și celelalte 3-4 meciuri în care am fost dezavantajați, da? Cum am pierdut puncte, de exemplu, dacă mă amintesc bine, cu Chindia. Chiar am avut un gol anulat și pe nimic, adică e unul din, poate din sezonul trecut, din puține momente în care a ieșit Chiros Vasara și a admis că e o greșeală gravă. Am avut alte penaltiuri neacordate. Repet, am mai spus asta, s-a făcut la un moment dat un clasament. Nu l-am făcut eu, l-au făcut, cred că, GSP sau Digi, nu mai știu cine l-a făcut, cam cum erau cu erorile pro și contra. Nu e adevărat. Ceea ce a spus Dan, îl susțin total, este o strategie nu de anul ăsta, din toți anii FCSB a avut o strategie de a fi nemulțumită de arbitraj. Dacă nu au ei o strategie să fie nemulțumiți de arbitraj, să-mi zică anul în care nu au fost. Să zică Mihai Stoica, uite, acum 2 ani au fost arbitraje bune și anul ăla n-am comentat. De când știu eu, se comentează, FCSB-ul comentează împotriva arbitrajelor, FCSB-ul nu admite niciodată când este o gafă sau când se face o gafă pentru ei. Că a existat Ejuma care i-a pus crampoanele pe cap și au zis că ei, ce mare lucru i-a făcut, sau că e clar că nu a fost penalti la meciul cu Faru și, repet, iar ei susțin că a fost penalti. Le înțeleg strategia într-un fel, este strategia lor. Eu nu pot să fiu atât de vehement, fiecare club își face strategia proprie, dar e liber, poți să vezi cu ochiul liber că 3-4 ani de zile se plâng, poate chiar de mai mult timp, se plâng non-stop de arbitraj. Nu ne plângem nu pentru că avem arbitraje favorabile, am avut și arbitraje defavorabile și am reacționat la fel. Am spus de fiecare dată dacă nu știu ni s-a făcut o nedreptate, am spus-o. Dacă am crezut că nu știu ni s-a făcut, am fost avantajat, am zis-o. Dar mi se pare să comentezi non-stop arbitrajele, nu faci decât să încerci să pui presiune pe arbitri și nu e stilul nostru. Atâta. Cred că asta aș fi vrut să transmită domnul Șucu, că nu cred că se fac campionatele, nu știu, le fac arbitrajele. Asta chiar nu cred. Nu cred că de-aia nu câștigă campionatul FCSB-ul de nu știu cât, 7-8 ani. Da. Dar va conta presiunea asta? Credeți că va conta pe termen lung? Să zicem campionatul ăsta, să ajungem în play-off și în fazele finale, va avea un cuvânt de spus această presiune asupra arbitrajelor și toate discuțiile astea? Eu sincer nu știu astea? Să vă spun, nu cred. Arbitrii ar trebui să arbitreze echidistant, și sunt convins echidistant. Adică
Nu știu să vă spun, ei, e clar că FCSB eu crede că va conta. Din punctul nostru de vedere nu contează atât de mult și nu ni se pare normal să intervenim și să încercăm să dăm în arbitri. Repet, asta este părerea noastră. Noi nu credem că există arbitraje ascunse sau arbitri care intră voit să greșească pentru sau împotriva unei echipe. Există erori de arbitraj, e clar că se pot îmbunătăți arbitrii sau se poate lucra mai bine sau poate să avem un VAR mai performanță, nu știu, să fie arbitrii mai bine trainuiți, asta este clar, dar nu putem să spunem ceva ce nu credem. Nu credem că arbitrii din Liga 1 intră cu o lecție învățată înainte de vreun meci. Bun, revenind acum la antrenori și la stiluri și la fotbal mai mult decât despre arbitraj, v-aș întreba ce are Rapidului Bergodi și nu a avut Rapidului Mutu. Nu știu, să vă zic, nu aș vrea să fac comparație. Repet, e clar că jucăm mai spectaculos, poate, decât jucam cu Adrian, adică, statistic vorbind, cred că am dat mai multe goluri pe meci. Dar e diferit, nu poți să compari, pentru că, totuși, nu știu, Bergodi are o echipă mai bună. Noi am îmbunătățit echipa, zic eu, substanțial pentru acest sezon, pentru că aveam niște obiective mult mai mari, are niște jucători, poate, mai buni sau mai în formă. Până la urmă, Adrian anul trecut și-a îndeplinit obiectivul de a intra în play-off. Am avut meciuri foarte bune și cu Adi Mutu, în care am jucat spectaculos. Deci e greu să compari totuși, nu știu, un an de la un an la altul în care avem un obiectiv mai măreț și de data trecută aveam un obiectiv mai mic. Așa cum am spus-o, noi am fost mulțumiți de ce a realizat Adrian Mutu. Suntem foarte mulțumiți de ce realizează până acum Cristiano Bergodi și, sincer, chiar n-aș vrea să fac o diferență între ei. Decât, ok, se vede că jucăm mai spectaculos. Se vede că jucăm mai spectaculos. Asta pot să spun că o văd cu ochiul liber, că jucăm mai spectaculos. Vă felicitați acum pentru alegerea făcută atât dumneavoastră, cât și domnul Șocu și Daniel Niculae, că l-ați adus până la urmă pe Bergodi după tot ce a fost atunci. A fost o adevărată nebunie cu aducerea lui Bergodi. Cine vine și o modică Bergodi, până la urmă ați ales și acum pare că ați ales bine. Da. Cel puțin de când. Nu știu dacă nu am stat acum să vorbim, să ne felicităm, să ne bătem pe spate. Nu, pentru dumneavoastră. Da, noi am crezut de atunci că este o alegere potrivită și ne bucurăm că pare că am luat decizia corectă, adică pare că am avut dreptate și că e un om potrivit pentru Rapid. Ne bucurăm că am luat această, când e o decizie și pare că e cea corectă, normal că trebuie să înveți din greșeală, trebuie să înveți din lucrurile bune pe care le faci. Dar mie îmi place de obicei să tratez lucrurile mai a la lung, adică mă bucur că am început bine și suntem în momentul de față, jucăm spectaculos, suntem în obiectiv. Foarte important e unde vom fi după 30 de etape și după aia la finalul campionatului. Dacă chiar ne vom îndeplini obiectivul de a câștiga cupa sau campionatul și de a ieși, dacă nu, în locurile 1-3, înseamnă că atunci putem să ne felicităm și într-adevăr chiar ne-am realizat ceva. Acum, după 10 etape, pare că suntem în grafic, dar haideți să vedem și cum e toată cursa, nu numai primii 100 de metri. Am văzut și că domnul Bergodi ar fi o variantă pentru echipa națională în viitor. Nu cred că se poate vorbi. Adică, în primul rând, avem selecționeri, da? Și da. Am jucat bine, am jucat rău, avem rezultate, suntem cu șanse, zic eu, destul de bune să ne calificăm la campionatul european, deci nu cred că s-ar putea vorbi în de față de nimeni selecționer și nici nu cred că e normal să vorbim în de față. Bun, ce se întâmplă cu... Nu știu dacă ce se întâmplă, dar care e situația lui Cârjan? Pentru că aseară l-am văzut, a jucat în cupă, dar cred că a jucat per total mai puțin decât s-ar fi așteptat lumea. Corect? Păi am explicat, ați văzut că a intrat și meciul trecut cu CFR 10 minute, acum a jucat titular. Astea sunt deciziile antrenorului. Noi nu avem un lot în care avem 11 titulari și trebuie să joace de fiecare dată. Nu a jucat pentru că au intrat alți jucători în locul lui și ați văzut că ne-a mers foarte bine și... Bănuiesc, Cristiano a vrut să mențină echipa care a câștigat. Cum a jucat și aseară, cum a jucat și cu CFR Cluj, 100%, așa cum am spus, noi ne bazăm pe el, un jucător foarte important pentru noi și el trebuie să-și câștige din nou locul de titular. Nu înseamnă că, nu știu, nu o să mai joace, dar cred că orice jucător, nu contează numele și mai ales că e unul tânăr, dar și dacă ar fi bătrân, trebuie să-și câștige tricoul, da? Adică și Săpunarul, dacă te numești, Săpunarul își câștigă acel tricou de titular și de capitan, în primul rând, prin joc, nu prin nume. E unul din cei mai buni fundași. Dacă n-ar mai fi, cât să te ține numele? Adică eu cred că nu contează cum te numești la Rapid, trebuie să se bată pentru locul lui de titular. Nouă ne place cum joacă, e un jucător foarte talentat și ne bazăm pe el. Mai departe, antrenorul decide care sunt cei mai buni jucători la ora meciului. Până la urmă joacă și pe un post care este corizat așa de Borja Vaie, de Ioniță, pare că joacă toți așa un număr 10 și acolo aveți trei jucători de foarte mare calitate până la urmă. Și vreau să vă întreb despre Alexandru Ioniță, care a avut o evoluție bună contra CFR-ul, cred. Da, asta am spus. Cred că a fost, dacă nu mă înșel, primul meci titular pentru Alex Ioniță.
Deci dacă e să o luăm așa, Alex Ioniță putea să plângă mai mult decât Cârjan. Totuși Cârjan are mai multe meciuri ca titular. Așa cum Ioniță a avut șansa, și eu zic că a jucat bine, a dat o pasă de gol, așa fiecare din ei, că se numește Ioniță, Cârjan, Borja, Vale sau alți jucători pe alte posturi, vor avea șansa lor. În momentul în care nu se dă randamentul scontat, de-aia există mai mulți jucători pe același post și sigur că va avea șansa. Intri, joci bine, rămâi în primul 11. Ca să rămâi acolo, te joci constant bine, dacă nu, tot timpul este un jucător care își așteaptă rândul. Și pare că lotul Rapidului e unul mult mai solid decât în sezonul trecut. Clar, am văzut asta și în meciurile seara din cupă, pentru că aveți variante pe aproape de posturile. Însă rămâne discuția asta atacantului, pentru că l-aveți pe Rahmani, l-aveți și pe Alexandru Stan. Ok, da. Vă mai gândiți în perioada de mercato din iarnă? Păi nu, noi am adus un atacant pe Sony, Kevin, okay, Sony, da. Și avem trei atacanți. Nu putem încă să-l folosim pentru că, din cauza că s-a încheiat perioada de transfer, am luat un jucător care era liber de contract și care nu este pus la punct cu pregătirea fizică. Dar e un jucător care a jucat la cluburi importante, un jucător destul de tânăr și un jucător care eu cred că în momentul în care va reveni la o formă fizică bună și în momentul în care va începe să aibă ritm de joc, cred că poate să fie o concurență serioasă pentru Rahmani. Nu l-am luat, repet, ca să-l ținem pe bancă ca rezervă. În momentul de față nu a avut niște luni bune în care nu a jucat și trebuie să se pună la punct cu pregătirea fizică. Dar eu zic că pentru după luna octombrie-noiembrie ne vom putea baza și pe el și atunci vom avea trei atacanți și zic eu că suntem destul de beniniști pe acel post. Aveți o listă de transferuri pregătită pentru la iarnă sau e de vreme încă să... Noi avem de acum niște poziții la care ne uităm, nu pot să ți le spun, dar avem niște poziții pentru care deja știm și ne uităm pentru la iarnă. Cât îl vom mai vedea pe Cristi Săpunaru pe teren? Pentru că pare că vârsta e doar un număr în cazul lui. Așa este. Am văzut că joacă foarte bine, din punctul meu de vedere, din cel mai bun fundaj din campionatul nostru și... Așa cum am mai spus-o, el cumva, sunt convins, el e foarte apropiat de club, ne înțelegem foarte bine, capitanul echipei. Când el va simți că nu mai poate să mai dea randamentul la nivelul la care e celor la Rapid, sunt convins că atunci va zice stop și sper eu va fi în cadrul clubului într-o altă formă. Horațiu Moldovan a trecut și el peste, sau pare că a trecut peste acea pasă proastă, cu câteva greșeli, a avut evoluții solide și la Națională și în ultimele meciuri la Rapid. Cât de mult vă bucurați să-l vedeți din nou în cea mai bună formă, pentru că e clar, e un portar important și pentru Rapid, dar și pentru echipa Națională. Mă, că mă bucur, eu n-aș numi eu chiar pasă proastă, a avut un meci foarte prost, într-adevăr, pentru că în rest el apăra bine majoritatea meciurilor. Dar normal că mă bucur, atâta timp cât apără bine meci de meci și nu face gafe. Repet, eu cred că totuși Horatiu e un portar care gafează destul de rar, dar oricum îi se întâmplă. Și sunt convins că oricât de bine ar apăra acum, îi se va mai întâmpla și lui și oricărui portar, pentru că e o poziție în care se vede cel mai repede dacă greșești. Dar normal că suntem foarte fericiți și credem că e cel mai bun portar din România și ne bucurăm că a avut evoluții bune și la Națională și în tricoul Rapidului. Borza e surprinzător cât de ușor s-a adaptat, cât de rapid s-a adaptat la Rapid. Da, nu știu ce să zic. Borza e un jucător în care am plătit o sumă foarte mare de transfer, pentru că e un jucător care, cred eu, a demonstrat deja la nivel de senior, la Faro, e campion al României. Deci, și e foarte tânăr, asta vreau să zic. Da, dar chiar dacă e foarte tânăr, să zic, are o experiență pe care alții nu o au. Și de-aia am plătit acea sumă de transfer și ne așteptam și pare că, ca să zic așa, că suntem fericiți că ne-a îndeplinit așteptările, că joacă la un nivel foarte bun din prima. Dar nu pot să zic că sunt extrem de surprins, pentru că, repet, e un jucător care vine din postura de campion al României, nu doar făcând parte din lotul Farului, a fost unul din cei mai importanti jucători. E un jucător pe care s-a plătit o sumă mare de transfer și mă bucur că arată că a fost ca meritat. Mai sunt variante, poate în viitor, Tudor Băluță, Dina Grameni pentru Rapid? În momentul de față nu avem nicio discuție cu Faro. Nu înseamnă că nu pot fi anumiti jucători de la Faro interesanți. Faro are jucători interesanți și va rămâne probabil tot timpul, știu eu. E clar că e un club care asta face, crește jucători și îi formează și îi vinde. Deci, n-aș vrea să zic acum un nume, să știe că am avut anumite interese la anumiti jucători. Ei se pot rămâne sau pot să fim interesați de la jucători de la Faro în viitor, mai mult ca sigur. Mulțumim frumos! Și eu.